de ceea ce, ce pui tu accent în viață, pe lucrurile pe care pui tu accent în viață, așa vezi totul, așa vezi toți oamenii și toate situațiile. Și atunci eu le-am văzut așa, ca lipsindu-mi ceva, lipsindu-mi ceva, fiind privată de ceva, fiind neglijată, privată de ceva. Deci acel lucru e foarte esențial să-l identifici și tu în viața ta. Simți că ai fost privat de ceva în copilăria ta? Și de ce ai fost privat? Pentru că acolo rezidă foarte mult atitudinea pe care tu ți-ai creat-o față de viața asta și față de oamenii din jur. Tu te vei raporta la oamenii din jur cu, și cu această lipsă, cumva. Și, și poate frustrările tale, poate nemulțumirile tale față de oamenii din jur, care sunt șef, coleg, soț, soție, prieten, orice, vor avea să spună în spate și acea frustrare, acea percepție, acea convingere. Ți-am spus și la început, da? Vedeți că sunt ca într-o spirală în discursul ăsta. Ți-am spus și la început. Totul, în fiecare secundă a vieții tale, tu manifesti o credință, o percepție pe care tu ți-ai creat-o. Tu nu poți să fii, poți să te recreezi, sigur, oricând, dar înseamnă că ai recreat o credință. Dar tot timpul vorbești din credințele și din convingerile tale, niciodată nu este ceva neexplicabil, ci totul e explicabil prin credințele pe care tu le ai. În clipa aceea, asta este scheletul pe care tu, pe care tu stai. Așadar, e foarte important să identifici dacă a fost ceva pe care tu te-ai simțit privat. Da? Pentru că tu îl aduci în secolul acesta, în jobul tău, în tot ceea ce faci, în viața ta. Da? Dacă ai judecat părinții pentru că ți-a lipsit lucrul acela. Și atunci, eu de exemplu mi-am judecat părinții pentru că mi-a lipsit înțelegerea și atunci, știi care a fost corolarul acestei judecăți? A fost faptul că oamenii au, dar nu vor să dea. Deci eu când eram copil, da, am gândit așa s-a formulat, să spunem, matematic în mintea mea. Deci oamenii au, dar nu vor să dea, deci sunt răi. Deci, credeam că mama are iubire, eu știu, dar mie nu-mi dă. Și atunci eu m-am simțit privată, personal. Și atunci am luat-o personal și m-am vinovățit. Deci nu sunt eu. Deci ea are iubire, dar fiindcă eu nu sunt destul de un copil destul de important, frumos, deștept, nu știu cum, nu merit să primesc iubirea pe care mama o are, dar ea nu o dă. Mie nu mi-o dă. Face sens? Are sens pentru voi? Gândiți-vă dacă ați avut o schemă de genul ăsta în viața voastră. Da? Pentru că tocmai v-am spus schema mea. Ei, mai târziu, când crești, când citești, cetezi, da, înveți, lucrezi cu tine. Când am aflat, când am, știți, mai multe perioade, poți să afli ceva rațional acum 20 de ani când am aflat lucrurile astea. După aia, a doua etapă este că chiar le procesezi și le înțelegi mental, vezi niște indicii că așa este. Și faza a treia și a patra, cred, adică sunt mai multe faze de integrare a informației și emoțional, corporal. Nu-ți mai amintești de mama care nu ți-a dat iubire, nu-ți mai amintești cu furie. Nu-ți mai amintești cu supărare. Aia e vindecarea. Ăla e semn de vindecare. Eu am trecut prin asta, prin toate etapele acestea. De aceea îndrăznesc să vă vorbesc și vouă. Revin. Eu, ceea ce a fost pentru mine punctul cheie în vindecarea mea, a fost faptul că am înțeles că ea a dat totul.
că mama a dat totul, că mama m-a iubit total. Cum e asta pentru tine? Dacă ai avut și tu un mother issue sau father issue. Mama m-a iubit total. Tot ce a făcut ea tot timpul era tot ce putea ea să dea. Tot timpul. Toată era acolo, tot. Nu a fost nicio răutate că m-a privat de nimic. Nu a vrut să nu-mi dea ceva. Mi-a dat totul. Și atunci îmi rămâne mie să mă gândesc. Și atunci de unde senzația de privare? De unde senzația că am fost privată de ceva? Ok? Întrebări. Dacă despre asta este vorba în acest clip, te invit la întrebări. Ok. Am înaintat un pic despre la această întrebare, secolul în care trăiesc, dacă mi-l iubesc, dacă îl înțeleg și dacă îl accept. Și așa cum v-am spus, eu l-am considerat un pic inuman. Însă, și cu asta închei, punctul cheie a fost faptul că mi-am dat seama că nu trebuie să mă uit atât de mult la secolul în care sunt, la faptul că totul e tehnologic, că scriem foarte mult. Mi-am dat seama că, ok, ca și în secolul XIX, dacă atunci scriam o telegramă și ajungea, nu știu, în 2 zile, acum ajunge mai repede, da? Și poate că dificultatea poate surveni în acest secol doar prin multitudinea deci prin rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile, adică poate că trebuie să mă adaptez la rapiditatea asta cu care se întâmplă lucrurile, la faptul că un mesaj pe care eu îl trimit acum ajunge în Italia într-o secundă și într-o 2 secunde mi-a și răspuns, știi? Adică poate că aici în asta a rezistat pentru mine cel puțin o vreme, o dificultate și a trebuit să mă împac cumva cu chestia asta. Deci chiar până acum 7 ani, 6 ani, deci în ultima, de curând, am semnalat această dificultate că se întâmplă lucrurile prea repede și sunt în curs de adaptare. Și o altă, deci rapiditatea tehnologiilor, până la urmă, și un alt aspect pe care vreau să-l enunț legat de secolul acesta cu care mai avem de lucrat și eu personal mai am să mă împac, este multitudinea de oferte ale unui aceluiași produs. Da? Adică trebuie să te gândești, tu de fapt vrei să mănânci ceva dulce, dar ceva dulce de fapt e în 1000 de forme. Dar nu, e important aici să nu uiți că să nu îndepărtezi de esențial, de faptul că tot zahăr e. Și dacă iei ciocolată, și dacă iei un baton, și dacă iei o napolitană, tot la zahăr se ajunge, da? Să nu mai dăm atât de mult, și acum mă duc într-o altă zonă, importanța gustului. Da? Pentru că, uite, acum 100 de ani nu existau chiar atât de multe creații de alimente, să spunem. Astăzi ne batem pe cât de multe putem să creăm și nu e rău că gătim în casă, ci rău este că poate punem prea mult accent pe sofisticăriile din zona, de exemplu, de dulce sau din zona de fast food, care până la urmă pentru organismul nostru, pentru trupul nostru, nu e tocmai benefic și studiile o arată și nutriționiștii ne-o spun de fiecare dată. Deci astea fi legat de secolul acesta, două lucruri care încă mai am de lucrat personal. Întrebarea numărul 2. Cum se fac bani în lumea asta? Și ce sunt banii pentru tine? Asta am cercetez foarte mult în ultima vreme, pentru că am avut o perioadă la începutul vieții mele, să spun. Primii mei bani am făcut la 14 ani și am făcut cu foarte multă ușurință.
Asta pentru că nu lipseau banii, să spunem, sau siguranța materială atunci. Locuiam la părinții mei, mă hrăneau ei, nu aveam aceste griji. Și atunci bănuții care prea eu îi lucram și chiar câștigam bani din concursurile de Miss, câștigam bani din redactarea la un ziar local, mai câștigam uneori anumite premii ocazionale, câte o sumă de bani. Deci, cum să spun, câștigam bani folosindu-mi abilitățile mele intuitiv. Deci, de toate abilitățile mele, eu mă foloseam, eram foarte dinamică în perioada liceului, asta am fost. Însă, pe urmă, când am ajuns în zona asta a nevoii de a mă descurca singură și de a-mi achiziționa, deci de a mă orienta în viață, de a-ți lua un apartament, o mașină, știi, m-am pierdut așa un pic. Ceea ce m-a pierdut a fost că poate nu am știut și nu am avut cu cine să construiesc sau să mă consult pentru a-mi crea un plan de viață. Poate că atunci, în acea perioadă a vieții mele, aveam nevoie de un plan de viață. Chit că-l urmam, chit că nu-l urmam, dar era nevoie psihologic pentru mine de a avea un plan de viață. Da? De unde încep? Ce devin? Pentru ce fac facultatea pe care o fac? O să fac bani în timpul facultății sau nu? Îmi ajung banii pe care îi am sau nu? Un pic de claritate mi-ar fi fost foarte, foarte necesară. Și pentru că nu am avut-o, a fost destul de haotică și dezechilibrantă pentru mine perioada facultății, practic 18-22 de ani. Și chiar până la master, pot spune, 24 de ani. În această perioadă a fost, nu prea știam de ce fac ceea ce fac, nu aveam o direcție, să spun așa, îmi lipsea energia masculină din mine, care să mă ajute să mă liniștesc și să urmez pas cu pas, cu răbdare, nu grăbită, un plan. Deci, și pentru a avea răbdare, știi ce e un ingredient foarte important pe care e nevoie să-l avem? Încrederea. Ai nevoie să ai încredere. Și încrederea se leagă de prima întrebare, relația cu viața. Dacă relația ta cu viața scârție, dacă tu nu înțelegi și nu-ți prețuiești viața și nu poți să dai nici măcar un sens de genul mă bucur că trăiesc, știi? Și ți-o târâi, te târâi așa vital, mă refer, pentru că aia e cea mai în profunzime, de fapt, ăla e motorul nostru, energia noastră vitală. Și aia ne, pur și simplu, se termină foarte ușor dacă tu aici nu ți-ai răspuns și dacă tu aici vezi, simți niște răni în relația cu viața, în relația cu mama, în relația cu familia, dacă tu ai senzația că ești privat de ceva, îți spun, în final, în spate de tot, în profunzime, despre asta este vorba, da? Despre energia ta vitală. Iată cum se leagă toate, deci energie vitală, încredere în viață, da? Pot să fac și un cerc ca să-ți arăt mai bine. Deci energie vitală, încredere în viață. Poți să-ți faci și tu acest super cerc, încredere în viață. Apoi, energie vitală aici, să nu simți că ești privat, deci să simți că sunt nevoi profunde împlinite, da, și sensuri profunde, încredere în viață, răbdare cu viața, deci răbdare cu toate, cu viața, cu absolut tot ce presupune, da, și claritate și planificare, da, până la urmă, acțiune și acțiune. Deci, iată cum acțiunea este în final cauzată de energia vitală. Da? Deci, energia vitală este numărul 1
este motorul sau sursa numărul 1, de la care pleacă încrederea în viață, care duce la răbdare, răbdare cu tine, răbdare cu viața, răbdare cu copiii tăi, dacă îi ai, și care duce la claritate și la planificare și, în final, la acțiune. Ok? Deci, repet, energie vitală, da, care e răspunsul la prima întrebare, relația ta cu viața, dacă îți iubești viața, dacă te bucuri că te-ai născut sau dacă ai rămas în profunzime în acea revoltă profundă de ce m-am născut și așa mai departe. Încrederea în viață, care îți dă încredere în viață, care îți dă răbdare cu tot, deci răbdare cu procesele tale personale, răbdare cu un job, răbdare cu un om, și care îți dă claritate și forță de a planifica și care te duce în final la acțiune. Și acțiune și acțiune și așa mai departe, da? Dar toate sunt legate, pentru că, iată, încrederea este fix opusul fricii, da? Răbdarea este fix opusul grabei și ceea ce, ce ne încurcă pe noi cel mai mult. Frica, graba, nu? Și inacțiunea, da? Frica de eșec și așa mai departe. Și amânarea, mai sunt obstacole, confuzia. Ok? Deci, cum se fac banii în lumea asta? Am spus, eu am început așa, am continuat astfel, cum v-am spus, cu această confuzie. După care am simțit nevoia de a pune pur și simplu un pic de pauză la viața mea și am zis, cu bucata aia de sănătate pe care o aveam în mine, am zis, mă, ceva trebuie să fac, habar n-aveam, că era și dezvoltarea personală foarte la început în România, nu aveam, era, nu știu, era un 2003, 2004, 2005, cred. Nu, 2008 am terminat facultatea, 2010. Știu că în 2006 a fost făcut primul blog. Deci era destul de la început treaba asta cu online-ul și dezvoltarea personală, nu, nici nu aveam laptop în 2010. Eu personal nu aveam laptop personal al meu în 2010. Știu că împrumutam să-mi fac eseurile și lucrările astea, iar lucrarea mea, deci noi mai dădeam lucrări încă pe foaie atunci, adică eseurile, știi? Nu le scrieam, nu le tehnoredactam, le dădeam pe foaie. Deci totuși era încă la început chestia asta cu dezvoltarea personală, așa că asta am spus, trebuie să fac o pauză, să-mi pun lucrurile cap la cap, să mă gândesc, să nu știam efectiv încotro să o iau. Astăzi, cu minte de acum, adică la 10 ani de la momentul ăla, mi-am dat seama că clar eram într-o zonă de patologic, să spun, aproape, pentru că un om normal, aflat în flow-ul ăsta al vieții și sănătos, nu pune pauze așa la viață, pentru că el are capacitatea și energia vitală să fie prezent tot timpul și să meargă mereu înainte. Da? Și pune pauze foarte micuțe, extrem de micuțe, dar în cadrul vieții. Nu pune pauză la viață, că el se duce să se gândească la viață și să se liniștească și așa mai departe. În final, lucrurile totuși au fost ok, pentru că am intrat într-o primă școală atunci, iată cum universul le face pe toate, indiferent cum ai fi, te iubește mai mult decât te poți iubi tu pe tine, Dumnezeu, poți să-i spui, că am intrat într-o primă școală mai adevărată, da, nu mai punem cele pe care le-am făcut eu la Palatul Copiilor, școala credinței ortodoxe, da, pentru că era singura pe care eu o știam de la mama mea. Însă, am intrat în felul meu de data asta și
Sincer, am fost o elevă foarte siritoare la această școală, pot să spun. Am făcut cam tot ce se spunea pe acolo. De la mers la biserică, înțeles taine, practicat taine, ca să tot ce înseamnă ritualuri, da? Participarea la taine, participarea la întâlniri de grup. De asemenea, funcționam într-un grup, da, care era și el de tineri ortodoxi. Și a fost o primă școală pentru mine, într-adevăr, pentru că am învățat multe lucruri. Am învățat să mă ascult pe mine, am învățat ce e introspecția, am învățat să mă liniștesc și să mă bucur că sunt fără să fac nimic. Am învățat să pun accent așa cum mi-am dorit dintotdeauna pe ceea ce vreau eu, pe ce gândesc eu. Dar în același timp a trebuit să întorc spatele credințelor pe care începeam să le văd tot mai mult, pe care mi le-au inoculat părinții mei. Adică a fost și chestia asta. Și atunci, iarăși am avut o problemă, pentru că trebuia să locuiesc acasă la ei și cu lupta mea interioară a fost dificil să stau în acest context cu ei în casă. Aș fi avut nevoie din nou să am acest context de una singură, să locuiesc undeva. Tot ce puteam să fac atunci era să scriu niște articole și să lucrez în cadrul unei fundații unde câștigam niște bănuți cât de cât, dar nu destui cât să mă pot întreține. Am mai spus și în alte părți povestea asta, o reiau pentru că e important legat de bani. Și de atunci a început lucrul meu propriu zis, cu mers la cursuri de formare, cu făcut eu grup de suport pentru adolescenți, cursuri de formare, dezvoltare personală, ce se făcea, ce începuse atunci. De exemplu, Maica Siluan a fost una dintre pionierii în România a ceea ce astăzi e supracunoscut în zona asta de comunicare, de inteligență emoțională, de ascultare asertivă. Eu atunci deja le intrasem deja în ele. Era câte un curs, 2 zile ținea, trebuia să mergem la Iași și atunci a fost primul meu contact, deci informațional. S-au aprins niște beculețe, abia s-au aprins niște beculețe și abia întorsesem eu, mă întorsesem cu spatele credințelor pe care le aveam atunci și începeam să fac pace, să spun așa, cu omul din fața mea, să nu mai consider vinovat pe mama, pe tata pentru ceea ce ei au reprezentat pentru mine și să-mi dau seama că credințele astea sunt ale mele și doar ale mele și că sunt acum ceea ce sunt și ceea ce am ajuns să fiu fără să mai învinovățesc pe nimeni. Asta a fost începutul, atunci a început procesul meu. Și durează până astăzi și nu știu dacă se va termina în viața aceasta. De ce eu am lăsat partea asta cu banii destul de deoparte și m-am ocupat foarte mult de mine? Banii, în momentul de față, cred că ei vin la pachet, vin pur și simplu dacă tu te așezi într-o stare foarte faină de primire, de oferire, da? Un echilibru în zona asta. De lăsare să curci, adică a fi prezent, dar nu mai pune stopuri de astea foarte bruște la viață, a te lăsa să curci, a fi ceea ce ești în momentul prezent și a nu mai pune presiune și critică pe tine, ceea ce încă mai făceam. Asta m-a ajutat foarte mult copiii mei pe care astăzi abia am învățat foarte mult să-i apreciez mai mult decât o făceam înainte, mult mai mult. Asta și pentru că au mai crescut, știi, ești mamă, se spune că ești mamă de bebe, mamă de copil de 2 ani, mamă de 3 ani, pentru că toate etapele astea de maternitate în sine, ele sunt pur și simplu alte etape de dezvoltare personală.
Iată că aproape mai am făcut deja o oră și sunt la două întrebări, dar consider că e un rezumat, așa, dacă vrei, un sampling de cum ar trebui să se desfășoare, de fapt, poate un grup de suport pentru mame, poate, nu știu, un dialog unul la unul de coaching cu tine. Cu tine, cel care mă vezi, așa s-ar desfășura, da? Te-aș întreba lucruri de genul acesta. De asemenea, ceea ce ai putea tu să faci cu tine, dacă consider că este prețios ceea ce ți-am prezentat aici, iată ce poți tu să faci cu tine. Dacă nu, ți-am spus, poți lucra cu cineva, poți lucra cu mine în sesiuni de coaching, poți lucra în grupuri de suport pe care le gândesc și aștept feedback-uri. Dacă sunt, da, reply-uri. Și atunci revin. Banii așa se fac în lumea aceasta și cred că s-au făcut cumva, cum să spun, nu joacă întotdeauna, pentru că se mai fac și altfel. Îi poți fura, de exemplu. Dar dacă vorbim dintr-un punct de vedere al creării materialelor și a creării lucrurilor cu adevărat sustenabile, a face bani într-un mod moral, dacă vrei, atunci ne gândim la acest mod, la acest echilibru între a cere, a oferi, a te abandona vieții, a fi prezent, așa cum ți-am spus, a fi recunoscător pentru tot ceea ce ai, pentru tot ceea ce ești. Iată cum învăț eu cu copiii mei de 3 și de 5 ani să fiu recunoscătoare, să iubesc în fiecare secundă, să-mi dau restart la ființă și la energia vitală, ca să pot să iubesc în fiecare secundă, să pot să le spun ceva de bine. Dacă nu, mai bine să tac. Nu prea mi se asta cu tăcutul. Probabil că mai e acolo ceva de scos. Dar îmi iese foarte mult în ultima vreme asta cu spusul lucrurilor de bine atunci când le văd. Deci îmi iese să le spun de bine. Tot mai mult. Să le spun, uite ce bine ai aranjat patul, ce bine ți stă cu acea, cum ți-ai prins părul fetiței sau băiatului, ce m-ai păcălit, tu ce ai reușit să mă păcălești, super tare, ce glumă amuzantă ai făcut. Deci niște mici lucruri care, să știți, pe ei îi întărește foarte mult în încrederea în sine. Așa se poate, că m-am dus și în zona asta de relație de mamă și copil. Și cred că vor veni banii atunci când cumva mă voi pune și mai mult în slujba aceasta a împlinirii cumva și a nevoilor celuilalt și a găsi tot mai mult acest echilibru între cerere și ofertă. Adică cât pot eu să ofer din ceea ce tu ai nevoie. Cred că despre asta e vorba. Cu cât pot eu să ofer, cu cât înțeleg mai bine nevoia ta și ceea ce tu cu adevărat ai nevoie, eu și cât îți ofer eu, cât la sută ți-am oferit. Primesc mesaje din partea voastră și mă bucur foarte mult și pentru mine e foarte important că primesc mesaje care îmi spun super tare materialul, chiar am înțeles, acum e mult mai clar ceea ce mă întrebam eu. Deci, practic, eu înțeleg că îți aduc ție, celui care mă vizionezi, îți aduc claritate, îți aduc validare la niște răspunsuri pe care tu le aveai. Deci îți aduc un pic de valoare în zona asta a mentalului tău, da? A psihicului tău, a sănătății tale mentale. Și practic asta sunt un lucrător în sănătatea mentală, da? Orice altceva legat de bani și închei cu asta, nu e decât o fugă după bani și nu va... Eu am văzut cum lucrurile care nu, când nu știi să fii recunoscător, când nu înveți să devii acea persoană care poate gestiona bani mulți, indiferent să dă mulți pentru tine. Deci, persoana aceea bogată, pentru că poți fi bogată, dar poți să te simți bogată și apoi să-ți vină banii.
poți să ai bani și te simți cumva săracă pe dinăuntru. Da? Dar trebuie să te simți persoana aia bogată care poate, care știe ce să facă cu banii și care iubește banii și care îi dorește să-i folosească într-un anumit fel. Deci, cu siguranță e declădit la caracter. Întotdeauna e declădit la caracterul tău. Foarte mult. La fidelitatea față de valorile tale, un alt aspect aici legat de bani, valorile pe care le ai și cât de fidel ești lor în fiecare secundă, aici avem toți de lucrat la fidelitatea față de valorile noastre, și la recunoștință. Recunoștința pentru lucrurile pe care le ai deja și chemarea, practic, banilor în viața ta pentru a crea alte lucruri. Dar universul cumva trebuie să vadă, deci efectiv să dai o dovadă, că dacă el dă bani și ți-aduce bani concreți de fizici, tu ai ști exact unde să se ducă și ce să facă. Adică tu ai gândirea foarte, mindset-ul foarte clar în cap și știi exact pe ce să se ducă. Dacă tu doar ai o foame de bani, o foame de, sau poate ai doar niște credințe că ești sărac, atunci n-are cum să vină bănuții. Deci n-au cum să vină. Ei trebuie să vină dintr-o anumită stare. Acum sunt din ce în ce mai convinsă că starea pe care o ai dinăuntru, dar legată de și credințe de viață foarte mult sunt legate de aceste stări. Deci stări și credințe, stări, credințe, cognitiv emoțional, cognitiv emoțional, astea două trebuie să fie unite, pentru că credințe pozitive trag după sine stări pozitive. Credințele pozitive trag după sine stări pozitive. Da? Și când tu ai stări proaste, înseamnă că ai credințe proaste și n-au cum să vină nici banii la tine, nici oamenii la tine. N-ai cum să vină nimic în care tu să te simți mai bine, pentru că tu nu vrei să-ți schimbi credințele alea proaste. Da? Și atunci deschiderea, disponibilitatea, zâmbetul, da, cu ce vă pot ajuta, starea aceasta de de curiozitate și deschidere, atrage, sunt sigură, după sine, în timp, mai mulți bani. Eu, în ultima vreme, am făcut bani bunicii față de ce făceam înainte din starea aceasta. Pentru că am avut o perioadă când făceam bani, dar nu mă puteam bucura de ei. Deci îi făceam pentru că, nu știu, a fost, nici acum nu pot să-mi explic, a fost o conjunctură, nu avea nimeni, n-aș fi avut de unde să mă întrețin. Și pur și simplu, am făcut bani din generozitatea unei persoane. A fost o persoană foarte generoasă cu mine și dădea salariul acela pe care eu nu credeam că îl merit. Deci pierdeam bani imediat. Deci, ca să faci bani, să menții bani, să faci și să menții niște bani, o curgere de bani, trebuie să ai anumite credințe curățate, credințe pozitive de viață și stări pe măsură. Cred tot mai mult în acest lucru. Mă duc la întrebarea penultima.